Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Atomis Vibes. Astăzi facem analiza PSD Constanța. Despre cei ale căror nume nu pot fi rostite. Știți Harry Potter? L-ați văzut? Era Voldemort, știți? Era în Harry Potter. Și până să-i divulge numele, se spune așa. Cel al cărui nume nu poate fi rostit. Alături de mine un membru al PSD Constanța, deputatul Lucian Lungoci. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur că numele meu poate fi rostit. Da, deocamdată. Eu, da, e bine. Vă doresc bine. Din tot sufletul ca și în 2 ani de acum încolo, după ce se va termina mandatul acesta de parlamentar, numele dumneavoastră să poată fi rostit în continuare și să fie rostit. Da, e bine să fie rostit, să ai voie să fie rostit numele așa, dar nu este obligatoriu ca după 2 ani de zile chiar să activezi în același domeniu. Nu e obligatoriu niciodată. Nimic nu e veșnic pe pământ și pozițiile acestea sunt trecătoare. Una peste alta, ca să înțelegeți, domnule, dacă e ceva ce caracterizează PSD Constanța, un cuvânt, acela este unanimitate. Deci cum? Unanimitate. Cum s-a votat? În unanimitate. Cum s-a luat hotărârea? În unanimitate. Cine a stabilit? Unanimitatea. Totul acolo se întâmplă în unanimitate. E, din povestea asta cu unanimitatea, hop, a răsărit Lucian Lungoci așa, care, dacă stau bine să mă gândesc, cred că de pe la alegerile din 2020, a avut niște poziții așa neconforme cu unanimitatea, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Și pentru că acum câteva săptămâni, cred că a fost domnul Donțu proaspăt exclus din PSD Constanța, aici invitatul lui Dorian Hapurnea și domnul Donțu vorbea despre șarlatanii din PSD Constanța, șarlatanii care conduc PSD Constanța. Eu o să-l întreb pe Lucian Lungoci așa. Subiectul este, Lucian Lungoci vrea, își dorește să candideze la primăria municipiului Constanța. Nu știm de acum încolo ce, cum, în ce fel se vor așeza lucrurile, dar eu o să-l întreb așa. Care este povestea lui Lucian Lungoci? De unde vine Lucian Lungoci? Ce a făcut până în acest moment pentru cei care nu vă cunosc sau nu vă cunosc foarte bine și ce își propune de acum încolo? Bun, și hai să vedem cam care e marja să ne întoarcem în timp. Cât de în spate să începem? Când ați avut prima legătură cu politicul? În anii când se chema PDSR, nu se chema PSD, se chema PDSR, în 1997, să nu greșesc, cred că undeva în octombrie, în luna octombrie anului 1997, m-am înscris în PDSR. Pe vremea aia era dificil așa, era problematic să faci parte, să fii membru în PDSR în 1997. Pentru, hai să spunem, cei mai tineri care nu știu și istoria mai veche, așa, înainte de 2000, în PDSR-ul, da, într-adevăr, și atunci cel mai mare partid din România, din păcate, în 1996 a pierdut alegerile în fața Convenției Democratice din România, destul de dur, de zdrobitor, așa, o înfrângere fără drept de apel, o migrație totală a ceea ce înseamnă aleși locali, membrii de partid. În perioada aceea, în anii aceia, exista posibilitatea ca aleșii locali să se mute de la un partid la altul. Și imediat după pierderea alegerilor din 96, chiar a fost așa o hemoragie masivă de aleși locali, de membri. Dacă vreți așa statistic, aveam un deputat și un senator, domnul regretatul profesor Dumitrașcu, senator, domnul Onaca, deputat, deci doi parlamentari atunci în acea legislatură. În Consiliul Local Constanța aveam un singur consilier local, unul singur, atât. Atât a rămas, au fost mai mulți, cred că 6, 7, nu știu câți ieșiseră, dar unul singur a mai rămas, domnul profesor Paul Bocănete, era singurul consilier atunci PDSR. Și la partid, în sediul partidului, nu știu, 15 oameni, să zic, ăștia erau toți. Păi și ceva mânat, așa, oameni. Să mergeți, mai ales în contextul acela, către social-democrații. Nu, aș fi ipocrit așa, să zic, că de când m-am născut, eram de stânga. Asta, și cu doctrina, doctrina. Nu, da. Nu, 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 nu.
nu e niciun secret, intri într-o astfel de organizație sau intri alături de niște oameni dacă cunoști niște oameni de acolo. Că așa apar primele legături, primele afinități și ceea ce te duce pe un drum de genul acesta. Era și la vârsta în care nu poți să zici că urmărești niște lucruri la 19 ani. Nu știu ce poți să zici că urmărești, ai nevoie de un partid atât de mic și aflat în opoziție. Dar îl cunoșteam pe domnul Dănțu. Îl cunoșteam pe domnul Dănțu, care mai discutam cu dânsul și zic, nenea Ghiță, ții minte când am stat eu de vorbă cu tine, știi că aș veni și eu așa să fac. Era student în Constanța, n-am plecat din oraș, eram student la Universitatea Oviză, la Facultatea de Inginerie. Și m-am întâlnit cu domnul Dănțu, îl știu pentru că părinții mei au lucrat în port, au lucrat împreună, de acolo ne știam. Și am zis, ce faci cu partidul ăla, unde ești tu? Nu știam eu foarte multe lucruri. Vrei să vii, mă, drace, cum spune? Păi că vin, zic, dar mai sunt tineri. Bă, mai sunt vreo doi pe acolo. Ce mai avem ceva, mai sunt. Dar tineri era mai mari decât mine, aveau 26-27 de ani. Și așa am ajuns eu acolo. Era destul de interesant. Am intrat, m-au luat unii la întrebări, dacă am citit statutul, dacă știi cine e președintele partidului. Dom'le, am venit acum, vreți să mă țineți sau vreți să mă goniți? Că și nu sunteți mulți pe aici. Zic, hai să vedem despre ce e vorba. Student anul întâi, hai să începem să... Ce putem să facem noi? Să facem o organizație de tineret. Te duceai în universitate și spuneai să vii la pedestrele. La cine? La Iliescu? Norocul meu că aveam mai multe kilograme pe vremea aia. Nu eram așa micuț firav ca acum. Cum mai îmi spun unii. Nu e așa realitatea. Și îmi permiteam să deschid gura, că dacă erai mai micuț, poate te lipești de două perechi de palme. Dar le-am explicat oamenilor, mă, gluma e glumă, râdeți, glumiți. Și veniți, vedeți despre ce este vorba și e foarte interesant să ai ocazia să vii în sediu partidului și poate ai ocazia, norocul, peste o lună, două, trei, să vină să stai de vorbă, să, dacă vrei să stai de vorbă, dacă nu doar să asculți, să-l vezi pe domnul Adrian Năstase, să-l vezi pe domnul Ion Iliescu. Cum vine aia la Constanța? Da! Și poți să stai de vă? Poți să stai, ne punem și noi acolo pe băncuțe. Era sediu atunci și puneam niște bănci. Efectiv băncile acelea de lemn, cum aveam la grădinițele, să organizăm în sală, să încapă 50-60 de oameni, dacă avem auditoriu. Și că au fost impresionați, chiar au venit niște personalități ale momentului și personalități și acum, de ce să nu recunoaștem? Fac parte din istoria partidului, fac parte din istoria României până la urmă. Și au plecat impresionați, adică au rămas impresionați, da, ok, hai că venim și noi. Și ușor, ușor a început să se cristalizeze o echipă, să se adune tineri, să se adune oameni, nu numai tineri. Umblam și în județ că nu mai aveai organizații nici în comune. E foarte greu după ce ai pierdut în... Dacă mai aveai 15 oameni aici în Constanța... Și construcție aproape de la zero. Astrele se aliniază, încep să ai altă poziție. Prin 1999, sondaje, PDSR-ul devine favorit. O guvernare dezastruoasă de dreapta atunci cu CDR-ul praf. Și automat crești în preferințe, începi să devii frecventabil, să devii miroși frumos, o prăjitură frumoasă și începi să vină oameni. După aia e ușor, după aia este foarte ușor. Și ajungem în 2000, ne luptăm, dar sunt alte povești de stat, mult de vorbă, ne luptăm inegal într-o competiție electorală la primăria Constanța. Constatăm pe parcursul emisiunii că a fost... N-a fost așa, știi, de pe picioare de egalitate. În fine, sunt multe de discutat atunci, o istorie foarte interesantă și cum lucrurile se aranjează, nu de aici, din altă parte, chiar de la București pe vremea aceea. Dar unii mai romantici și care cred așa că lucrurile sunt la voia întâmplării sau la cum votează, sau pe bune, sau cum votează voturi, oamenii, pe voturi, pe preferințe. Unii mai romantici așa cred, își dau, se trezesc mai târziu la realitate, dar când a fost prea târziu ne-am trezit la realitate. Vă dau așa un mic element, factorul cheie, elementul cel mai important, specialistul numărul 1, trimis de București să vină la Constanța, să coordoneze toată campania electorală a PDSR-ului, a candidatului Tudor Baltă. Dom'le, a venit, l-așteptam, vine o somitate, vine la București, școlit pe afară. Deci o să ne zice omul acum niște lucruri, de rămâne încă mască toți. Da, aveam nicio treabă, biroul era undeva
la etajul 12-13 într-un hotel Prima Maia la Perla, era un restaurant acolo, acolo se întâmplau lucrurile, mergeam, domnul consultant, cum facem, șef de campanie, poza asta, alege mă tu care vrei. Faceți bine cum faceți, faceți bine stați cum faceți, cu minți acolo așa. Că e bine. Mai spuneam, băi, nu știu, omul ăla nu prea îmi zice, eu aleg poza, eu pun textul, ia zici tu un slogan, două zi, cum faci, ia uite, foarte bine, să știi că așa, gata. Ai flair, tu o să faci, o să ai un viitor. Ne-am dat seama târziu, istoria a arătat pe urmă că acel om despre care vorbim era asociat în afaceri și viitor asociat și un prosper om de afaceri cu domnul Radu Mazăre, e altă poveste, da, lucrurile au curs într-o altă direcție. Cert e că în 2000 am pierdut alegerile la primăria Constanța. Cert e că în 2000 trebuia să pierdeți alegerile, da, la primăria Constanța. Da, ne-am dat seama și noi târziu că trebuia să le pierdem. Am avut în schimb un rezultat bun. Nu știu dacă era neapărat meritul nostru, dar am avut cei mai mulți parlamentari atunci în 2000. În 2000, în mandatul 2000-2004, raportat la câți erau, că nu erau 16 ca acum, erau mai puțin, 14 erau atunci. Am avut un rezultat bun la parlamentare. 2000-2004, Radu Mazăre primar independent, Nicușor Constantinescu, ceea ce trebuia să se întâmple în 2000 s-a întâmplat în 2004, au venit și au preluat organizația. Ce s-a întâmplat PSD? Cu organizația în momentul în care oamenii ăștia, echipa Mazăre Constantinescu, a venit și a preluat organizația de partid? Au fost o 3 luni de zile în care mă întâlneam o dată la 2 săptămâni cu un grup desemnat de echipa domnului Radu Mazăre, o echipă de vreo 6 inși, și discutam și pe statut și prezentam ceea ce înseamnă un partid politic. Ne întâlneam ba într-un birou pe la primărie, ba într-un birou pe la taxe și impozite, ba într-un birou pe la Polaris, deci mai schimbam locațiile. Și era un grup de 6 oameni desemnați de domnul primar să înțeleagă mecanismul, să vadă. Nici lor nu le-a plăcut democrația. Pentru că li se părea așa greu de controlat un partid cu oameni, cu structurat, cu organizații locale în fiecare localitate, în localitățile mari cu organizații mari și ele după aceea sparte în organizații mai mici, în jurul secțiilor de votare și câți oameni sunt în fiecare organizație și cum trebuie să stăm de vorbă cu toți, toată lumea își dă cu presupusul, toată lumea votează, aprobă, da, adică trebuie să ai o relație bună cu toată lumea, da, evident, Că practic de la ei vin voturile și de la ei vin voturile și ei la rândul lor trebuie să-i convingă pe alții. Noi nu prea alții. Suntem obișnuiți, așa, noi avem alt sistem de lucru, în fine. La un moment dat a apărut și divorțul, că n-am putut să stăm, nu m-a gonit nimeni. Că pentru mulți a fost așa, știu, un mister, domne, te-au dat afară, nu m-au dat afară, aș fi ipocrit să spun așa, mincinos să spun că m-au gonit. Nu m-au gonit. Dar mi-au pus niște condiții. Stai lângă noi, o să vină altcineva în locul tău, eram președinte organizație de tineret, o să vină altcineva în locul tău, nu am nicio problemă, mă așteptam, e normal să vă aduce, să vă puneți oameni. Întâmplarea face că venea fostul meu coleg de liceu, Radu Babuș, îl știam foarte bine, am fost colegi de clase alăturate în liceu 4 ani de zile, jos pălăria, ok, nu m-a deranjat nimic până acolo, doar s-a ajuns la punctul esențial pentru ei. Știi, dar de mâine sau de azi încolo, toți oamenii pe care ai tu acolo nu mai au ce căuta. Păi nu pot să fac lucrul ăsta. Că ce sunt, înseamnă nu mai au ce căuta? Să nu mai vină la partid. Nu mai e treabă cu ei. Pentru că noi nu avem nevoie de o chestie așa numeroasă, mare. Se ajunsese la luxul la care de la 15 membri ai unei organizații să fie atât de mulți membri încât Radu Mazăre și echipa să spună nu-i mai vreau pe ăștia. Da, nu e frumos că nu bârfim, ne aducem aminte așa cum se punea problema. E istoria organizației de Constanța. Dar ține cont, nu am vorbit-o cu Radu Mazăre, cu oamenii din echipa care făceau transferul respectiv. Și am zis, bă, orice om acolo e o mână întinsă, noi nu avem nevoie de așa ceva. Dacă avem nevoie, păi da, vine campania, avem nevoie de oameni care să ducă mesajul, care să iasă pe străzi, care să împrăștie flyere, să pună afișe, să munca din om în om, din casă în casă, care atunci chiar se făcea. Se făcea.
Nu, dacă avem nevoie, plătim, ne-am luat echipă, ne-am făcut treaba, am încheiat contractul, mergem mai departe. Peste 4 ani ne apucăm iar de treabă. Noi gândim altfel. Ok, voi gândiți altfel. În condițiile astea nu vă supărați, dar n-am cum să stau. Pentru că sunt oameni, nu e ok pentru ceilalți cu care am crescut, cu care am construit acolo. Nu. Vă mulțumesc pentru ofertă. Oferta era generoasă și un post pe lista de consilieri, urmau alegerile în 2004. Mulțumesc, chiar cineva se oferea să-mi fie naș, că mă însuram în 2004. Era o poveste... Era o poveste... Cu de toate. Da, cu de toate. Mm-hmm. Și cu... O cumetrie internă acolo. De garnitură, desert, era cu de toate. Bă, nu pot, nu merge, nu pot să mă întâlnesc cu oamenii ăia. Sunt de vârsta mea, unii mai mari cu 2-3 ani, unii mai mici cu 2-3 ani, am crescut cu ei. Cu mulți am plecat din 97, cu unii din 98, cu unii din 2000, din 2001, dar sunt prietenii mei. Ce ți-ați plecat atunci? Din PSD în 2004. Cred, în primă fază, cred că din ce aveam cu tinere, au plecat jumătate. Jumătate au plecat, după aia au plecat și mulți. Eu când în 2015, în toamnă, am regăsit foarte puțin. Atunci te-ai întors, da, tu, Lucian Lungoci, în partid în 2015? 15 în toamnă. Cum? Care a fost contextul revenirii? Deci, 2004, venirea lui Radu Mazăre și a echipei sale, da, plecarea voastră, am plecat din PSD și reîntoarcerea după ce, practic, a plecat Radu Mazăre. Ne-am ocupat timpul, să spunem așa, și n-am vrut să pierdem oamenii aceia și zic, hai să ne-am apucat noi și am încercat să construim o filială județeană a Partidului Ecologist, uh-huh, în Constanța, asta prin 2006 ne-am apucat, am participat în alegeri în 2008, să ținem așa activitatea vie. Ca să nu fie niciun secret pentru nimeni și nu trebuie să fie niciun secret, că am mai auzit tot felul de discuții, de bârfe. Cred că în 2014, da, 2014, atunci au fost alegerile prezidențiale. 2014. Cu... Așa ne-a dus viața. M-am cunoscut cu un membru PNL, Robert Boroian, care la momentul acela spunea, aștepta, așa erau vorbele, că în 2016 o să candidez la primăria municipiului Constanța. Uh-huh. Ai experiență, Luce, ai niște oameni, ne ajuți, facem o echipă. Da, Robert, te cunosc, ne știm... Da, ok. Ok. Și asta se întâmpla în 2014, când ne-am cunoscut noi, adică am discutat povestea asta toamna, spre iarnă, când erau alegerile prezidențiale. Da, atunci a fost. Și am zis că dăm o mână de ajutor. Am luat echipa, am fost acolo. Presupusului candidat Robert Boroian. Robert Boroian. Timpul a trecut, 2015, vară, bă, Robert, eu aud așa prin oraș că nu o să fii candidat. Nu eu o să fiu. Mă, scuză-mă că spun, tu te învârți într-un cerc așa, eu mai merg și prin alte zone, mai discut cu oameni. Lumea spune că nu o să fiu, o să fie un domn amiral. Nu e adevărat că eu sunt. Și am mai ținut chestia asta până prin septembrie, când a venit și a zis, da, într-adevăr, nu sunt eu. Nu sunt eu. Păi ai văzut, păi și ce facem? Păi nu știu. După care, în luna octombrie, m-am întâlnit cu domnul Domsu, care mi-a zis, domnule, pe mine m-a contactat Stroie Felix să venim, să vină, nu să venim, că nu, zicea Stroie, uh-huh, ia-l până un goș după tine, nu reprezentam eu așa ceva, fără de care nu funcționează un partid. S-a dus domnul Domsu la PSD, s-a reînscris, au stat ei vreo domnul și zis, nu vrei să vii, vină cu acea, bă, am vorbit ceva cu oamenii ăia, că-i ajut. Păi da, dar altul nu mai candidează. Da, ai dreptate și matale, zic, ce dracu. Vii. Zici că e bine? Da, ok. Și atunci am revenit în PSD în toamna anului 2015. Atunci. Deci din 2014 în 2015, cred că făcusem un an, am zis că dau o mână de ajutor posibilului candidat și amicul meu, Robert Boroian. N-a fost să fie, n-a ieșit, nu s-au așezat lucrurile. Acum, discutând, și au trecut alegerile din 2016 și știți foarte bine că diferența de un consilier județean și de a te clasa pe primul loc ca număr de voturi
în județul Constanța, PSD-ul a avut 150 de voturi în fața PNL-ului. 150, atât, la nivelul județului. Și chiar aveam așa o discuție și o glumă, îi spuneam Uhoria. Păi, ne-a ghid să zic că a avut mână bună și domnul Struie, de fapt, a avut mână bună, că i-a zis lui Donțu să vină înapoi în, în PSD. Pe mine m-a tras din partea altă cu 70-80 de oameni. Uite că dacă iei 80 din partea aia, că votau acolo și îi pui în partea asta, cam alea-ți voturile. Îl cunoșteai pe Horia Țuțuianu la acel moment? Îl știam pentru că ne cunoscusem prin anii 99, cred că a venit Horia la partid. A prins și el cu PDSR. Uh-huh. A prins sigur, 99 sau 98. La vreun an sau 2 ani după ce m-am înscris eu. Și el era tânăr atunci, eram ciutani amândoi. Ne știam din perioada aia, dinainte de 2000. Ca să înțelegem exact cum am ajuns în punctul de astăzi, 2015, spre sfârșit așa, 2022, o să iau o scurtă pauză de publicitate și apoi o să te rog, Lucian Lungoci, să ne povestești contextul întoarcerii tale, relația ta cu Felix Troie, în ce echipă ai intrat tu practic atunci, care a fost conjunctura de atunci și cum s-a ajuns ca astăzi, în 2022, să avem o organizație județeană condusă de Felix Troie, o organizație municipală condusă interimar de Ion Dumitrache, despre care cred că dacă ieșim acum pe stradă și întrebăm pe constanțeni, le arătăm o poză cu domnul Dumitrache, habar n-are, deci o persoană absolut absentă din prim planul scenei politice, deși în spate, în spatele culiselor, da? Ion Dumitrache, să facem un pic portretul acestor doi oameni, Felix Troie și Ion Dumitrache. Cine sunt oamenii ăștia și cum ai ajuns tu astăzi să îți dorești să se întâmple odată alegerile la municipiu, îți dorești să candidezi pentru postul de președinte al organizației municipale și eventual pentru o candidatură la primăria municipiului Constanța și cum nu se întâmplă asta? Să okay. Vedem. Ha, scurtă pauză de publicitate și revenim. Una după alta și le discutăm. Ca să ne scape lacrimi. Am atins cerul cu mâna mea. Mai aveam vreo pantare și altceva. Cu cafea. Ciocofleterilor, vă prezint o trupă de actori. De la noi prin grădinuță am piriri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri. Am revenit. Vorbeam despre 2015 cu deputatul Lucian Lungoci, momentul în care el împreună cu Gheorghe Donțu s-au întors, pleacă Radu Mazăre, da, din partidul ăsta, că facem o scurtă istorie ca să înțelegem unde suntem astăzi, adică nicăieri. PSD-ul la Constanța, din punctul meu de vedere, și ăsta e un punct de vedere personal, nu există astăzi la Constanța. Deci, 2015 pleacă echipa Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu, un moment extrem de complicat, pentru că oamenii ăștia n-au plecat așa pe ușa din față și de bunăvoie. Un moment extrem de complicat și de delicat pentru partid la acel moment. Voi v-ați întors în PSD. La chemarea lui Felix Troie către domnul Donțu. Da. Da? Bun. Unde a intrat Lucian Lungoci în acel moment? În ce echipă, cu ce oameni, pe cine cunoștea și cu cine avea cele mai bune relații din partid? Cunoșteam mare, îi cunoșteam așa, hai să spun, nu majoritatea, dar cunoșteam jumătate din ceea ce frecventa atunci în PSD, pentru că și așa se întâmplă și după plecarea, hai să spunem, da, demisie, că a fost cu demisie, Mazăre, Nicușor Constantinescu, și din echipa respectivă au plecat mulți, n-au rămas. Au plecat. Cunoșteam jumătate dintre ei, restul ne-am acomodat rapid, îl cunoșteam pe domnul Stroie, îl cunoșteam pe domnul Dumitrache, îi cunoșteam, cum să nu. Îi știam din, nu mai știu când au venit ei, prin 2002, cred că, în PSD. Prin 2002, că dacă mi-aduc foarte bine aminte,
Domnul Stroie era viceprimar, a ieșit viceprimar în 2000. El era atunci candidat din partea CDR-ului, cred că. CDR-ului și în CDR, în alianța respectivă, în convenție, cred că de la Partidul Ecologist, dacă nu de la Țărăniști. Felix Stroie a cochetat cu funcții publice și cu imagine publică. Pentru că, sigur, toată lumea probabil îl cunoaște ca directorul Raja, da? Felix Stroie egal Raja. Sau a fost formula asta adevărată pentru foarte, foarte mulți ani. Deci, într-un fel sau altul, Felix Stroie a mai... A fost în prim plan din 2000. Din 2000, din acel moment de când a fost viceprimar, ales viceprimar, care, mă rog, da. Directorul Raja organizează conferințe de presă atunci când vrea el, cu cine vrea el și în condițiile pe care le stabilește el. În fine, să zicem că nu a fost privit neapărat ca o figură politică. Omul ăsta și-a făcut de-a lungul anilor mai multă imagine administrativă a profesionistului. De manager, care... corect, da. Așa da, este. Da. În schimb, odată cu plecarea lui Radu Mazăre, Felix Stroie iese în față și candidează pentru funcția de președinte al organizației județene, da? 2015. Asumându-și și o funcție politică. Cea mai importantă funcție politică a PSD-ului, da, în județul Constanța. Ce se întâmplă cu Ion Dumitrache? Unde? Cine este Ion Dumitrache? De unde vine el? Și ce își propune? Am de unde să știu de unde vine. Eu știu că au fost colegi de muncă în zona de armată, zona militară, cu domnul Felix Stroie. Sunt foarte buni prieteni, amici, au legături strânse, apropiate de foarte mult timp. Da, am aș putea să fac așa o paralelă cum mă cunosc eu cu domnul Donțu de 30 de ani. Parteneri în tot ceea ce au construit, ok, dar mai mult în zona de business. Până în zona administrativă puțin, cred că a fost într-un mandat de consilier local sau două mandate. N-a vrut să iasă în față foarte mult. Nu, în schimb și-a scos fica în față, pentru că pe zona de politic, reprezentantul... Nu putem să spunem că și-a scos-o, a fost aleasă. Bineînțeles, da. De câte mandate? Nu știu, 4, 3, nu știu câte. Bun, deci dacă vă sună cunoscut numele Cristinei Dumitrache, este perfect, asta înseamnă că este un parlamentar extrem de activ și de prezent. Dacă nu vă sună cunoscut, trebuie să știți că reprezentanta, unul dintre reprezentanții dumneavoastră în Parlamentul României de 4 mandate este doamna Cristina Dumitrache, cea care este fica domnului Ion Dumitrache. Deci, practic, domnul Ion Dumitrache nu și-a asumat funcții politice din 2015 încoace în acest tandem cu Felix, în prietenia cu Felix Stroie, însă fiica domnului Ion Dumitrache este parlamentar de multe mandate în Parlamentul României, parlamentar de Constanța, în acest sens. Rămâne Felix Stroie președinte al organizației județene. Decebal Făgădău conducea la acea vreme organizația municipală, câștigă alegerile în 2016. Marius Horia Tuțuianu câștigă de asemenea alegerile și devine președintele Consiliului Județean. Câștigă, este... Hai să... spune realitățile. Da. A fost iarăși revenirea la alegerea prin vot indirect, să spunem, a președintelui. La Consiliul Județean. Da, de Consiliul Județean. Atunci PSD-ul a avut un consilier în plus față de PNL, 16, PNL-ul 15 și PMP-ul cu alte câte 3. S-a format o coaliție, se face o coaliție, o alianță, 3-3-16, mai mare decât 15 și au impus președintele Consiliului Județean. Și aici, la fel, este foarte bine să definim lucrurile și să spunem adevărul, că astea sunt realitățile. Unora le convine, altora nu le convine, a fost o decizie politică. O decizie luată în partid. Acum, din câți oameni au luat această decizie și l-au desemnat pe Horia. Pentru că și acolo a fost o altă discuție, din câte țin eu minte, în acea campanie, pre-campanie și campanie, public se defila și se promova o altă persoană ca viitor președinte de Consiliul Județean. Una se prezenta public, alteia îi se promitea prin spate, vei fi tu, vei fi tu. Au fost așa o chestie. Dar au trecut anii aceia, 2016, mă uitam, nu înțelegeam, eram obișnuit altfel. Mă, vorbim o vorbă, vorba rămâne vorba, hai să o facem. M-am
adaptat, așa, și stai să te uiți să vezi că le observai. Ce anume mai? Păi vedeai, nu știu, într-o întâlnire publică, într-o întâlnire de campanie, cum era prezentat cineva ca dacă noi câștigăm, domnul va fi președintele Consiliului Județean. Prin alte zone auzeam că de fapt va fi altul. Formă cu Horia a apărut așa, în ultima sută de metri, cred că cu două zile înainte, o zi, două înainte de ședința de Consiliul Județean, când se alege președintele și se aleg vicepreședinții. Da, zic, dacă ăsta e mersul acum și se mută de pe o zi pe alta, zic, asta este. Din câte țin minte, și nu cred că e un secret pentru nimeni, se pregătea pentru poziția respectivă Cristinel Dragomir. Venea cu experiența din administrația publică, vicepreședinte, și a ținut și locul de președinte, și în 2016 eu știu că toată pre-campania și campania i se promisese acest lucru și chiar era promovată, nu era ascunsă. Mai erau și alții cărora li se promisese doar verbal. Da, și Cristinel Dragomir a fost recent tot aici la Tomi Stevela o emisiune și a spus că nu a fost dorit. Că și-a dorit să fie, că i s-ar fi părut normal pentru că avea experiența necesară, că își dorea asta, să devină președintele Consiliului Județean Constanța, dar că nu a avut susținere din partea partidului și din partea echipei. A fost o decizie, o ședință de birou permanent județean, pe vremea aceea nu făceam parte din această structură de conducere, în care așa s-a decis, dacă să nu greșesc, cred că cu o zi sau două înainte de ședință. Până atunci s-au tot făcut jocuri, practic, da. Asta ne spui. Da, că până atunci li se promiteau diverselor persoane, tu o să fii, toată lumea se încălzea pe margine, fiecare era încântat că urmează să devină președintele Consiliului Județean, în realitate. Da, nu erau mulți, vreo 2-3, nu erau, hai să nu ne gândim. Acum o să spun și eu, o să dau și eu din casă, înainte cu vreun an de alegerile din 2016, o fostă colegă venise foarte încântată că un domn va fi pe lista parlamentarelor din același an, din 2016, și își făcea deja echipă. Deci ca să ne lămurim, nu o să dau numele omului, n-a fost niciodată pe listă. Omul și-a făcut și echipă, a plătit oameni. Adică vreau să înțeleagă lumea ce se întâmplă la PSD Constanța asta, pentru că nu pot să nu amintesc și episodul Marius Horia Țuțuianu. Și o să te rog, din interior, din ce știi tu, cum ai văzut tu lucrurile. Noi din exterior am văzut așa, că Marius Horia Țuțuianu a împânzit orașul cu afișe, cu materiale, da? Hashtag implicat, hashtag-ul și hashtag implicat, da? Peste tot. Omul ăsta, cu siguranță nu de nebun, a făcut acest pas. Vă este sau nu vă este simpatic? Nu despre asta e vorba, dar Horia Țuțuianu nu a visat într-o noapte, băi, știi ceva, eu mâine umplu orașul de visat, cu afișe că și cu banere. Sunt lucruri înregistrate în conferințe de presă sau, nu știu, în lansări de candidați, în conferințe, ședințe de partid, în care se spunea clar cine este parlamentar va fi în continuare parlamentar, candidat. Cine e președinte de Consiliul Județean va fi în continuare candidat. Cine este primar va fi în continuare candidat la funcția de primar. Că aia s-a prezentat 4 ani de zile. Aia se și discuta și se promitea până în... Asta încerc să câteva spun. Zile cu siguranță, Horia Țuțuianu a avut niște garanții. O undă verde. Au existat discuții pe toate palierele. Nu-mi imaginez exact că i-a pus într-o situație imposibilă pe cei din conducerea PSD-ului. Au umplut orașul de afișe și a doua zi... Ce s-a întâmplat atunci, pe scurt, ce s-a văzut de afară? Marius Horia Țuțuianu participa la emisiuni în calitate de candidat, în calitate de președinte al Consiliului Județean, avea toată anvergura, pregătise un site, pregătise conturi de Facebook și așa mai departe, pentru candidatură. Marius Horia Țuțuianu s-a trezit într-o noapte că domnul Felix Stroie este candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța și nu el. Da, la fel cum în 2016 un grup de oameni au decis ca dânsul să fie cel nominalizat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, nu candidat, nominalizat pentru funcție, că atunci vota acea majoritate de consilieri județeni. La fel așa cu 4-5 zile, 3 zile înainte de a se depune lista de candidați, acum cu candidatură uninominală, tot un grup de oameni din partid au hotărât că nu este dânsul candidatul și va fi domnul Stroie. Domnul Stroie și-a asumat această candidatură. Da. Acum trăg în linie. Dacă stăm și o discutăm și tragem linie, după a trecut timpul,
Nu, mai în glumă, mai în serios, lucrurile eu cred că au făcut un bine până la urmă. Dacă vedem cum au evoluat lucrurile și cum a ieșit din povestea asta, eu cred că, părerea mea, eu cred că au făcut un bine. La cum era pregătit partidul, la cum era pe pregătit... Pe principiu, întoarce-te cu spatele, nu, nu, nu cuțitele, nu, nu, ți le aruncă toate. La cum era toate pregătit, la hate-ul acumulat în 4 ani de zile, de Ciuma Roșie, PSD, DNA să vină să vă ia, mitingurile organizate în fața sediului, atacul continuu al opoziției, nu de 4 ani 2016, început de prin 2015, de când a plecat Mazăre și Nicușor și au scos capul, că n-avea nimeni curat să mârie, n-a avut nimeni curat să mârie până în 2015, dintr-o dată s-au trezit toți revoluționari anti-PSD în Constanța. Ori 2015, 2016 până în 2020 te cariază, toată această opoziție te cariază. Noi avem și darul așa balcanic, așa cum suntem latini, nu știu ce avem, sângele fierbinte, la un moment dat, bă, nu-s bun, nu facem așa, hai să schimbăm, să vedem cum e cu ăia alții, ne uităm și peste gard la vecin. Avem noi așa o chestie Am genetică. Am înțeles asta, cum i-au făcut bine lui Horia Țuțean? Finalitatea, că el n-a candidat, n-a pierdut, el n-a pierdut alegerile. Păi, asta vreau să spun, dat afișele jos de pe... Pierdea și el, n-avea cum. La cum era situația în acel 2020, eu cum o văd acolo, din organizație, din interior, îți spun că pierdea oricine era candidat acolo. Perfect, ce-mi spui de fapt? Că Felix Troie s-a sacrificat? Nu. Că Felix Troie și-a asumat? Nu, trăgând linie, eu spun la limită, ca la matematică, rezultatul final. Pentru el personal, pentru Horia, e și bine. Personal, el este parlamentar în momentul ăsta, nu este cu alegerile pierdute și mai știu. Pierdute, bun, ieșit, deci a candidat a ieșit cu obrazul curat din povestea respectivă. Deci a candidat Felix Troie. Asta n-am de unde să știu de ce și-a asumat această candidatură. Pentru că era greu să vezi așa de câștigat Consiliul Județean și poate iar o să se supere pe mine unii că vorbesc poate prea mult. Președinția Consiliului Județean nominală sau... Hai să spunem, votul politic, te clasezi, câștigi dacă ești clasat pe locul 1. Votul acesta politic este o sumă a voturilor obținute din fiecare localitate, din județul Constanța. Ai ponderea cea mai mare în mediul urban. Dacă luăm și adunăm municipiile și orașele, te duci undeva la 78%. Deci 78% din populația județului este concentrată în mediul ăsta urban. Ori acum să nu se ascundă nimeni așa, să nu recunoască că nu știam că în mediul urban stăm prost. Nu poate să vină să-mi zică Stroie, Felix, poți să-l acuzi de orice, dar e foarte bun strateg și un foarte bun matematician cu o gândire logică structurată. Știa lucrul ăsta. Nu poate să zică, domnule, eram câștigător, dar s-a întâmplat ceva pe parcurs de am pierdut alegerile. Nu, eu cred că știa. În mediul urban s-a și văzut rezultatul din 11... unități administrative teritoriale de rang municipiu oraș, avem un singur oraș câștigat, Năvodariu. Hai nu mai discutăm de Constanța. În Constanța e 42-43% din populația cu drept de vot. În municipiu Constanța. Ori și în Constanța te-ai dus pe locul 2, pe locul 3. Ca și rezultat. Ai pierdut aici. În 2016 ține cont că am câștigat Consiliul Județean în condițiile în care, deci am avut 156 de voturi în fața PNL-ului la nivel de județ, în condițiile în care în Constanța, în municipiul Constanța, am avut 4.000 de voturi. Deci dacă tragem linie, noi practic am pierdut în județ. În județ, s-a câștigat pe Constanța. Am pierdut în județ și ai câștigat în Constanța. De aici se dă tonul. Și de ce a candidat? În tot acest context pe care le Asta explică. Nu am de unde să știu de ce a intrat în această candidatură. Adică, hai să ne lămurim. Un om care n-a pierdut nimic niciodată în viața lui. Da, și pentru mine e un mare... Urmărind traseul profesional a lui Felix Troie. Așa cum spui tu, un bun manager, un profesionist, un om care își joacă... Calculat, un foarte bun strateg și foarte calculat. L-am cunoscut, am lucrat cu el, nu, ci a lui nu putem să... Adică, nu putem da, să... Da, e ceva și mie nici acum nu înțeleg. Multe lucruri le-am înțeles așa după un timp. Uite, lucrul ăsta nu l-am înțeles nici acum. De ce și-a asumat și s-a băgat în chestia asta atunci? Așa la prima vedere și campania, nimeni n-a... Adică... Te îndoiești vreo secundă că imaginea publică a lui Felix Troie nu este una dezastruoasă? Nu știu dacă e... Pe voturi, mă refer.
Păi votul dezastros? Da, să pierzi la 30.000 de voturi, dacă am bătut lupul și ne uităm cine te-a bătut până adică nu este cel mai simpatic personaj. Nu, și dacă te uiți, aderență dacă la te public. Uiți, e greu de măsurat așa, pentru că și pe partea altă cine a câștigat? Hai să, să fim realiști, că nu l-a bătut o somitate. E adevărat. E foarte adevărat. Ne uităm însă, în însă trebuie să recunoaștem sau măcar să admitem că rămâne o mare necunoscută. Rămâne o mare necunoscută. Toată povestea din spatele lui Felix Troie de la alegerile din 2016, retragerea lui de la Raja. Deci brusc omul se hotărăște după ce compania mea Raja, da, practic toată viața, brusc omul zice, compania mea nu mai e Raja. Plec de la Raja. Îi fac un bine lui Horia Țuțuianu și îl scot din cursă. Ies eu cu pieptul desfăcut și intru în bătălia asta. Îl iau de braț pe Decebal Făgădău și mă prim cu el pe la toate emisiunile, astfel încât toată lumea din Constanța să fie, să știe că noi candidăm împreună, inclusiv pe pliantele de prezentare, pe o parte e Făgădău, pe o parte este Felix Troie, repet, astfel încât toată lumea să știe că asta este echipa, pierde și Decebal. Pierde și el, se întâmplă povestea cu dosarele, Decebal Făgădău pleacă din PSD Constanța, da? Își dă demisia și pleacă din partid. Pleacă Decebal Făgădău din partid. Rămâne. Deci am ajuns 19 octombrie am ajuns acum, am venit așa ca dată. Rămâne, mai e o mică paranteză așa, Horia Țuțuianu după ce i-a făcut binele Felix Troie și l-a scos din cursă, a avut o zi și jumătate în care toți îi urmăream contul de Facebook pentru că Horia Țuțuianu promitea dezvăluiri, promitea o conferință de presă în care va spune lucruri. După care s-a lăsat brusc tăcerea și pe contul lui Horia Țuțuianu și peste tot, după care Horia Țuțuianu a apărut la masa, alături de Felix Troie, într-o postură în care privirea era în jos, iar Felix Troie a vorbit despre faptul că Horia este prietenul nostru, este colegul nostru, Horia a înțeles și acceptă. A fost o mică paranteză. Nu speculăm nimic mai mult. Revenim. Încurcate sunt căile domnului. Mi-e teamă că domnul n-are nimic de a face cu povestea asta. Păi depinde care domn. Da. Dacă e cu dâ mare sau cu dâ mic. Revenim. 2020, Făgădău pierde alegerile, pleacă din partid. Felix Troie, deși în tradiția Partidului Social-Democrat, cine pierde cam pleacă din funcția de conducere a unei organizații. Nu așa se întâmplă de obicei? Nu e o regulă, nu este o regulă. Da. Nu este o regulă. Dar cam așa. S-a bucurat de susținerea organizației, în continuare să muncim, să reparăm greșelile. Da, și să scoatem un rezultat foarte bun alegerile parlamentare. Urmau alegerile parlamentare, da? Decebal Făgădău a plecat atunci, după anunțarea listei pentru alegerile parlamentare. 19-20 octombrie, bun. Cam atunci era. Ce se întâmplă? Până atunci, domnul Dumitrache nu era nicio discuție de nicăieri. Domnul Dumitrache era omul de afaceri Ion Dumitrache, membru PSD, tatăl doamnei Cristina Dumitrache. Da? N-am scăpat. Nu, Cristina este fiica domnului Ion Dumitrache. Ok. Da, ăsta e tabloul, da? Bun, Felix Troie, președinte al organizației județene. Organizația municipală rămâne fără președinte prin plecarea lui Decebal Făgădău. Ce se întâmplă în acel moment? În acel moment mă sună pe mine și îmi zice: ai auzit ce s-a întâmplat? N-am auzit ce s-a întâmplat. Nu eram în sediul partidului. Uite ce nenorocire s-a abătut asupra noastră, Decebal, săracul, trimis în judecată. Pare rău să aud lucrul acesta. Vină cu acest stând de vorbă, vii locul 3 pe listă. Bă, apreciez lucrul ăsta, că n-am de ce să nu-l apreciez, mă, aș fi nebun. Și președinte interimar al organizației municipale.
da, te ia, îți sună frumos, te ia valul, te gândești, da, muncim, facem. Ok. Hai să luăm puțin așa să analizăm situația. Dar ce, cine era vina lui? Nu era nimic neonorant. Poziția de locul, deci poziția de al treilea deputat era cam nerealizabilă. Ca să ne lămurim. Care erau cele trei, deci două dintre locurile Camera Deputaților erau clar. Hai să vorbim de o analiză făcută și n-am făcut-o eu, o făceau specialiștii, consultanții, specialiștii de la național, care aveau toate rezultatele pe masă, la ceea ce se întâmplase la local. Și puse în softul respectiv de împărțire a mandatelor la parlamentare, s-a făcut o simulare cam ce s-ar întâmpla dacă la parlamentare luăm același rezultat în țară cum a fost la locale. Apărea o variabilă, Lidarno și Juca nu știa nimeni atunci. Apărea povestea cu aurul, care aurul a fost inexistent, practic inexistent în locale. Noi l-am văzut. În locale, dacă ne uităm pe rezultate, nu exista pe nicăieri prin țară. Nici locale. N-au avut candidați, nici la candidat n-au avut. Deci lipsea o variabilă din toată socoteala. Nimeni n-a... De data aceasta, strategii și cei analiștii n-au putut să facă... Le-au lipsit două elemente importante. Aurul odată și n-au preconizat o prezență redusă la vot. S-a întâmplat numai în Constanța, în toată țara, la parlamentare. Și s-a făcut acea analiză de distribuirea mandatelor de parlamentari în baza rezultatului din locale. Ori în Constanța eram rău, discutam și mi le spunea, uite, mi le spunea că nu aveam acces, eu nu eram la București, mi le spunea, îmi trimitea fișierul respectiv, Vișan, George Vișan, era deputat în funcție, discutau cu la partid pe acolo, erau cu colegii din București. Spera să fie din nou pe listă. Spera să fie pe listă și vorbeam cu George, amicul meu, uite cum stăm, uite care e situația, bă, trăiu, cam greu. De ce spun cam greu? Pentru că pe acel rezultat optimist, și vă explic de ce spun optimist, de la locale, toată experiența din spate arată că în momentul în care un partid într-un județ pierde Consiliul Județean și pierde și primăria reședință de județ, la interval de o lună, de două luni, se duce și mai rău. Și hai să ne uităm în 2016, în oglindă. În 2016 am fost la egalitate, să spunem, la nivel de județ, cu PNL-ul. 36 da. Cu 36. Ori la 4 luni distanță i-am bătut zdrobitor. Am dus la 40 și ei au coborât sub 30. Pentru că se aliniază primarii. Nu mai trag, nu mai ies ăia care au pierdut alegerile, nu mai ies ei, le-au pierdut Consiliul Județean, nu mai ies așa. Se aliniază, se duc și ei după unde-i puterea. Ei, ori nimeni nu s-a așteptat la parlamentare să vii cu deci voi aici contați pe un senator și doi deputați. Aia era clar ce ne arăta softul. Treiul rămâne la discuție, pentru că și împărțirea mandatelor de parlamentare total diferită de împărțirea mandatelor de consilier local sau județean. Acolo e cu tot alt algoritm, unde chiar nu e niciun secret pentru nimeni, se ajunge și la negocieri politice între partide. Îți dau un județ respectiv, iau eu un județul celălalt, pentru că trebuie să închidă până la prima și prima condiție să se închidă numărul de mandate pe țară. După aia vedem în județe, avem... De-aia se întâmplă și anomaliile. Uitați-vă cine e al doilea senator în Constanța. Am avut deputați de UDMR de aici, de la Constanța. Corect, dar uitați-vă acum, al doilea senator ia partidul clasat pe locul 4. Celelalte partide au cât un senator? PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, nu, PNL-ul are 2. Și ia aurul, nu ia PSD-ul, nu ia USR-ul, ia aurul. Uitați-vă în Tulcea, PSD-ul ia 36%, e clasat primul, ia PNL-ul locul 2, sunt 2 senatori pentru județul Tulcea și ia USR-ul și aurul de pe 3 și 4. Adică modalitatea asta e foarte complicată. Cert e că, ținând cont de toți factorii menționați până acum, sigur erau postul de senator și cele două mandate de deputat. O să fac eu din nou o paranteză, cât își trage sufletul Lucian Lungoci, aici la postul de senator unicul pe care conta PSD Constanța, domnul Stroi a avut mai multe momente în care a declarat că sub nicio formă nu va candida la parlamentare, că sub nicio formă, chiar și atunci, cu câteva ore înainte de a ieși cu lista, domnul Stroie a declarat sus și tare că sub nicio formă nu este vorba despre dumnealui. Toată lumea știa că este vorba despre dumnealui. Toată lumea îl întreba, sunteți pe locul 1 la Senat?
Nu este vorba despre mine, nu este vorba despre mine. Închid paranteza, a fost vorba fix despre dumnealui. Dumnealui este acest loc 1 de la Senat. Au mai rămas așadar 2 și un posibil 3 la Camera Deputaților. Ce s-a întâmplat acolo? Păi ce se întâmplă? Cum au rotat lista? Era Țuțuianu, Decebal Făgădău, Cristina Dumitrache, eu pe 4. Am avut o discuție cu domnul Soiț, doamne, nu, mulțumesc, ok, 4 ori, dar 4 la nici 3, nu iese 4, nu mai discutăm, te rog, eu zic, lasă, nu mai pune pe acolo. A fost o discuție a mea cu el. În fine, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu dosarul domnului Făgădău, a alunecat lista. Ca să înțeleagă toată lumea ce s-a întâmplat, dosarul domnului Făgădău a ieșit în presă, în... Nu în presă, de cum zi? A fost comunicat, da, de DNA. Comunicat, a fost da, de comunicat, DNA, dacă da, l-a trimis în judecată. A fost un comunicat transmis de DNA exact în ora în care Decebal Făgădău și-a depus dosarul de candidatură pentru alegerile parlamentare. Da, complet, dar eu plecasem din sediu, cred că pe la 10 și ceva, 11 am plecat din sediu. Și era cu Costin, oră, cu Nu Vișan, facem nicio speculație. Pur și simplu, acolo, hârtile, așa da, s-a întâmplat. Motiv pentru care și-a retras tot și și-a dat demisia din partid. Deci, practic, au mai rămas, excluzându-l pe Decebal Făgădău, au mai rămas așa, Marius Horia Țuțuianu, Cristina Dumitrache. Și locul 3, să spunem, vacant, cum ar veni așa. Și atunci, domnul Suie, pe mine m-a contactat. Acum, asta e realitatea. Poți să întreb cine a candidat pe locul 1 la deputați? Horia. Bun. Cristina Dumitrache pe 2. Da. Și locul 3 devenit acum vacant prin alunecarea așa, m-a contactat pe mine. Deci lista putea fi făcută ori. Cum acolo? Păi a fost făcută de dânsul. A fost făcută de dânsul împreună cu Dumitrache. Nu știu cu cine. Vocea târgului spune că au fost mai multe liste și că s-a tot dus cu ele pe la București. Ultima și ziua aia, ultima din preziua depunerii, n-a mai fost niciun for de partid să o aprobe, să o facă. S-a făcut acolo, în fine. N-am ce să spun, că trebuie să mulțumesc pentru lucrul ăsta, că am ajuns pe 3. Pe 3 și cu onorabila sarcină de a fi președinte interimar la organizația municipală, te ocupi de municipiu, tragi cu ei în campanie și să scoatem rezultat bun. Ok, facem tot ce putem să facem. A fost pandemie, l-am avut și pe domnul Dumitrache din partea organizației județene ca supervisor. A fost bună. Unde? La municipiu? La municipiu, da, da, da. Ai da, avut un supraveghetor pe perioada în care ai fost... Da, 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 da. Da. Supraveghetorul trimis de președinte, da, de Felix da, Troie, era Ion Dumitrache? Să nu fie domnul Ion Dumitrache acolo lângă mine. Discutam de campanie, de organizat, dar nici de cum să mă supravegheze. Chiar să mă ajute și să mă îndrume. Am și înțeles, să facem lucrurile mai bune împreună. Corect. Da. Au trecut alegerile, ne-am bucurat. Și în februarie a zis, ia pleacă dumneata de aici. Nu mai avem nevoie. De acolo s-au, hai să spunem că s-au... Cum stricat, s-a întâmplat? Ia, băi, Lucia, mă pune pe de tine, acum ai fost bun? Mi s-a explicat că ar fi mult mai bine să fie condus organizația de domnul Dumitrache, nu de mine. Organizația municipală. Ce ai acceptat? În principiu, da, dar nu modalitatea în care se dorea. Zic, bă, oricum, n-am cum să mă pun eu cu voi, dacă ați luat decizia asta, ok, dar nu modalitatea. Modalitatea, adică, mă rog, care au fost motivele? Adică bănuiesc că te-au chemat și te-au spus, măi, Luci, nu știu, ceva e în regulă cu tine, mă, băiatule, nu... Păi n-avea ce să fie în regulă din campania din noiembrie cu rezultatul mai bun decât în locale, că au fost și... Cred că 600 de voturi în plus scoase pe municipiu față de rezultatul din locale. A intrat și al treilea deputat cu mandat întreg, n-a fost la distribuire, n-a fost la nimic, cu un procent mai bun de la 19 la 24%. Deci pot să spun că era o creștere, era un plus valoare. Fără a destrăma organizația, cum se credea, cum unii au vrut să facă un meeting prin față, în fine, s-a strâns cercul acolo, nu s-a întâmplat vreo nenorocire. Dar în luna, cred că nu era nici februarie, la sfârșitul ianuarie, a început așa o discuție că bă, ar fi mai bine să-l punem pe domnul Dumitrache în locul tău. E, ok. Dar modalitatea mi-a sunat foarte urât. Facem o ședință de BPJ, structurat de conducerea județului, și spui că tu nu ai timp. Ești plecat la București, ești ocupat cu activitatea parlamentară care încă nici nu începuse, era în ianuarie în vacanță, și îți dai demisia. Și am zis, nu punem pe domnul Dumitrache, dar nu dau demisia. Așa cum m-ați numit președinte interimar prin forul respectiv de conducere, la fel de bine mă demiteți.
S-a făcut ședință, a ieșit un vot acolo cam echilibrat. Ok, s-a consemnat. Că de acolo s-a cam rupt relația noastră de prietenie, să zic așa, de colaborare. Că în momentul în care spui nu, ajungi și spui nu, nu mai există acea unanimitate cu care ai început emisiunea, că de atunci nu mai există și nu mai există nici acum, pentru că cel puțin sunt eu care, la anumite lucruri, dacă nu sunt ok, eu le spun și votez împotriva. Am părerea mea și rămân eu cu părerea mea acolo. Mai departe știți istoria. În martie, la începutul martie, trebuiau organizate alegerile, le-a organizat domnul Dumitrache. A avut un mandat ferm dat de președinte să organizeze rapid alegerile. Am anunțat și eu că candidez cu o zi înainte, nu interzice nimeni, nu e un orar până la ora de să depun candidatură. Dipotrivă, chiar ar da bine public să fie foarte bine să fie mai mulți candidați, să ieșim din paradigma asta, 19 locuri în structura de conducere, 19 candidați, vin oamenii, primesc o listă, o bagă într-o cutie și aia sunt alegerile. Hai să fie mai mulți candidați. De ce nu s-au organizat alegeri atunci când le pregătise deja Ion Dumitrache în calitate de președinte interimar? Că n-a mai vrut domnul Stroie să se țină. Vineri am discutat cu ei, candidez, sâmbătă urmau să fie alegerile, după o oră și ceva, o oră de discuții, două, a zis, băi, gata, ia, stop, eu sunt președintele, nu se mai țin alegeri. Se amână. Asta e, se amână, până la o dată care va fi comunicată ulterior. Cât deci, timp a trecut de atunci? Asta se întâmpla în martie 2021. Și suntem în iulie 2022 și eu cred că oricum vor trebui făcute undeva toamna aceasta. Cu siguranță se vor face alegerile. Vei candida? Da, în principiu voi candida pentru că în primul rând este ocazie de a discuta cu oamenii care, cu delegații care vor veni la această conferință a organizației municipale. Eu acum o să pun niște este întrebări. O ocazie să discut cu acei oameni pentru că de un an și de în perioada respectivă s-a făcut tot posibilul să nu mai am contact cu oamenii respectivi. Ce înseamnă? Cum te poate împiedica cineva pe tine, parlamentar, deputat, PSD, un om cunoscut atât de organizația municipală cât și de organizația județeană foarte bine, da, care de la 19 ani a intrat în politică, chiar dacă ai plecat la un moment dat în perioada Mazăre din partid, da, cum poți fi tu împiedicat să iei legătura, să discuți cu oamenii, să le răspunzi, să-i ajuți și așa mai departe. Cum? Păi e simplu. Dacă, de exemplu, știi că tu ai activitatea la București luni, marți, miercuri, câteodată joi, dar în principiu până miercuri, și ședințele de organizație municipală se țin lunea, e o metodă. Dacă cumva cineva este observat că îți dă o apreciere, un like la vreo postare sau îți dă și un comentariu pozitiv, băi, cartonaș galben, la următoarea vezi că ai plecat acasă. Și ușor, ușor, ușor se închide așa, știi, canalul de comunicare. Dacă ai un amic, un prieten și nu e bine să fie și el pe lângă ei pe acolo, îl gonești și pe ăla, îl dau afară. Pe cine au dat afară până acum? Pe... Din partid. Nu din partid, dau, dar nu, din organizație. Din da. Organismul de conducere, biroul organizației da. Municipale. Bunul meu prieten, Laurențiu Enceanu, care... De ce l-au dat afară pe Laurențiu Enceanu? Pentru că eu cu Laurențiu, eu știu de ce, pentru că eu cu Laurențiu Enceanu m-am întâlnit la protestul pentru redeschiderea spitalului clinic de boli infecțioase. Împreună, aici. Ne-am întâlnit toți, așa. Eram și eu. Deci... Ăla a fost motivul că a fost un miting userist. Da. Nu a fost niciun miting userist până la urmă. Ăla a fost motivul oficial. Motivul meu oficial era că era prietenul meu și trebuia găsit un motiv. De ce nu te-au dat și pe tine atunci? Acolo e mai greu. Nu știu dacă poți așa, e mai greu. De ce? Pentru că prevede statutul partidului că parlamentarii au automat un loc acolo în organismul ăsta de conducere? Cred că da. Sau pur și simplu nu dă bine. Eu o să nu mai... prea dă bine, nu cred că dă bine să-ți dai afară un parlamentar pentru ce? Păi de ce? Că parlamentarul ăla oricum vorbește și iese la emisiuni. Păi și de ce să-l dai afară? Ce a vorbit rău? Adică hai să găsim motive. Da, Enceanu ce a vorbit rău? Să mă ierte Dumnezeu, că Enceanu... E simplu, e simplu și din punctul meu de vedere și le-am spus-o, le-am transmis-o, Enceanu nu e dat afară din organizație, din biroul organizației municipale. Ei să țină cont că sunt puțini care mai sunt aleși de conferința organizației municipale. Din acea structură pe care o au ei acum, cu care lucrează, că au venit, au pus, au plecat, au pus, au schimbat, au făcut ce au vrut acolo, cred că mai sunt 4-5 care
au calitatea că au fost aleși de organizație. Pe bune. Pe bune de la ultima conferință municipală de când era domnul Făgădău președinte. E, Laurențiu este unul din oamenii care ocupa o funcție de, în birou respectiv, că era ales. Nu că l-a numit, l-a băgat cineva peste... Enceanu, Donțu. Da, Donțu era de la județ, din partea cealaltă. Era pentru cei care se uită la noi în momentul ăsta, în afară de oamenii de partid care se uită la noi în emisiune și care înțeleg exact detaliile astea tehnice, pentru cei care se uită la noi, oamenii de pe stradă, cetățenii care nu au nicio legătură cu partidul sau cu ceea ce înseamnă un partid propriu zis, cu siguranță nu înseamnă nimic. O să pun o întrebare, pentru că există acest context. Există acest context în care Felix Roie și Ion Dumitrache joacă cu și îi felicit pe această cale. Deci câtă vreme oamenii ăștia joacă cu toate cărțile pe care le au și își maximizează cât se poate absolut orice, da, oamenii ăștia vor conduce în continuare PSD Constanța. Da, câtă vreme. Cred că s-a lămurit toată lumea că oamenii ăștia la umbra lor nu crește nimic. Sau ce crește, crește până la un punct după care zboară. Deci nu crește într-atât încât să devină membrii marcanți care să preia și să ducă mai departe credințele social-democrate. Nu. Ce crește la umbra acestor oameni, crește controlat și atât cât trebuie. Atât cât vor ei. Atât cât vor ei, da? Încă o dată, faptul că voi, generația tânără, indiferent că vă numiți Lucian Lungoci, Decebal Făgădău, Horia Țuțuianu și mulți alții, nu știu, Vișan, Răsăuțeanu, cine vrei tu, nu ați reușit să vă consolidați într-atât de bine încât să reușiți schimbarea în PSD Constanța, e problema voastră, nu a lor. Câtă vreme oamenii ăștia funcționează așa, dar trebuie să pun întrebarea. Corect, dar depinde și de disponibilitatea fiecăruia cât să intre într-o astfel de ecuație. Da, sigur, repet, eu nu am discutat motivele, ci pur și simplu nu s-a reușit, da? Până acum impunerea unei echipe, o echipă tânără, atât de puternică încât să dea la o parte cuplul Stroie-Dumitrache. Până acum nu s-a reușit asta. Ba dimpotrivă, au căzut secerați ca spicele, unul câte unul, da? Întrebarea mea prima pentru tine este așa. Ești omul lui Felix Stroie? Ești iepurașul lui Felix Stroie astfel încât să se asigure că există oarecare rumoare în spațiul public și lumea să creadă totuși că există un aer așa democratic în PSD și în același timp să-l țină cumva într-un oarecare control pe Ion Dumitrache cu aspirațiile politice? Nu, păi n-am cum să fiu, că la așa pe la ultima ședință așa când ți se spune bă, ăia care trec pe roșu așa le iese odată de două ori, dar vezi că îi mai calcă și tramvaiul din când e posibil să-i calce și tramvaiul. Nu prea te simți confortabil și nu cred că poți fi iepuraș când ți se transmite așa. A doua întrebare asta era, este nebun Lucian Lungoci pentru că este bănuiesc perfect conștient că dacă nu îi va ieși, adică asta cu trecutul pe roșu, cam asta urma să întreb și eu, ce bănuiesc că domnul Stroie te-a întrebat. Adică tot trece pe roșu și cât timp va... Hai să luăm lucrurile așa ușor. Povestea a plecat de la... Nu mă trezesc nebun așa peste noapte și domne, mă duc eu acum și dau eu afară pe toți din PSD Constanța că vreau eu să fiu... Să nu fiu dau și... afară, încerc un exercițiu democratic, ceea ce nu se practică. Asta am încercat să le explic. Băi, dar înțelegeți că e bine când sunt alegeri organizația municipală să poată mai candideze altul. Și nu numai pe funcția de președinte, că asta le-am spus și în ultima ședință de birou județean în care se aproba organizarea alegerilor municipale, se întâmpla prin primăvară. Și am avut niște obiecțiuni acolo, bă, hai să nu ne grăbim că suntem în pandemie, urmează relaxarea, ne anunță toți că se va termina pandemia în maxim o lună. Hai să nu ne grăbim să facem pe genunchi alegeri săptămâna viitoare cu 220 de oameni în plină pandemie, că suntem cea mai mare organizație din județ, suntem cea mai mare organizație politică din județul Constanța, PSD-ul, vorbind de organizația municipală, este un moment de pornire, de start și trebuie să plecăm în forță, cu fruntea sus și îmi doresc o,
o conferință municipală cu 400, cu 500 de membri delegați care să participe acolo, să dai și un semnal de forță. De aici începem bătălia pentru 2024. Nu o facem așa, ascunși pe șestache într-un restaurant prin Năvodari. Stai, lasă-mă să continui. Nu facem într-un restaurant în Năvodari peste o săptămână cu 215 ani, am bifat și noi că am făcut alegerile. Am mâncat o ciorbă, am bifat nu, așa? Nu facem așa. S-au uitat la mine, că ne înveți tu cum să facem. Bun, asta odată, nu vreți, nu vreți, votați acolo. Eu am fost împotrivă. Ei au votat că să le facă săptămâna următoare. Candidaturile se fac pe moțiune. Ce moțiune zic? Moțiune împotriva cuiva? Nu, dom'le, că nu știi cum că președintele și cu o echipă. Adică stai puțin, zic, sunt 19 președintele și încă 19 oameni. Vine președintele, candidat de președinte cu o echipă de 18 și dacă mai vrea vreunul să candideze președinte, să vină și el cu o echipă de 18. Păi da, dar la statut nu scrie așa, hai să citim la statut. A membrii biroului organizației municipale sunt aleși din 4 în 4 ani cu candidatură individuală. Așa scrie la statut, așa citim. Pentru funcția de președinte poate să fie 7 candidați, pentru funcția de secretar poate să fie 5 candidați, pentru cei 5 vicepreședinți poate să candideze 7 persoane, pentru 8 sau cât sunt membrii biroului organizației din 8 locuri poate să candideze 20. Ce înseamnă asta că trebuie număr fix? Acolo mi-au... Că scrie la statut și acolo n-au putut să voteze împotriva prevederilor statutului. Acolo au fost de acord. Bine, din păcate, nu s-au mai ținut alegerile atunci. Ceva s-a întâmplat că luni, asta era discuție vineri și luni l-au primit un semnal că să nu le țină, că mai târziu terminăm cu pandemia. Asta era prin primăvară. Teoretic ar trebui ca... Bun, după care am avut iarăși... Anul ăsta oricum trebuie am să avut închide o într-un fel. Poziție unde iar s-au supărat pe mine... Acea ieșire în spațiu public, este spațiu public Facebook-ul, în care în primă fază am felicitat consilierii PSD care s-au opus unui proiect. A fost un proiect, ca să facem paranteza, să știe cei de acasă, a fost un proiect inițiat de Virgil Chițac, colegul meu Dorian Hapurnea a scris mult pe subiectul ăsta, era un proiect de hotărâre care viza niște afaceri despre care se presupune, toată lumea presupune că în spatele acestor afaceri este Ion Dumitrache. Punct. Nu știm, pe scurt. Aia nu știm concret despre ce e vorba acum. Povestea era simplă. E o firmă că pe casa lui Ion Dumitrache. Se, printr-un artificiu să cedezi, unii cedează un teren primăriei, că ăla îl dă în administrare lui Confort Urban și acolo să facă două străzi pe talus, pe faleză, la dreptul casei căsătorilor, se punea în valoare un pus, nu s-au emis autorizații de consiliu că nu există străzi. Acum făceai străzile și treaba era rezolvată. Și era tot închis. Eu în primă fază citesc și văd poziția consilierilor PSD din Comisia Juridică, care se abțin și nu votează asemenea proiect al domnului Virgil Chițac, al primarului PNL. Da. Și am felicitat pe colegii mei consilieri PSD din Comisie. Uh-huh. Asta se întâmpla, cred că, sâmbătă. Luni ședință de consiliu, pe drum spre București, o găsești online, se transmite online. Pe YouTube, pui, doar online. Pui casca în ureche, că s-a terminat pandemia de mult, cred că și peste încă 2 ani, Chițac și, a și spus că nu vede Chițac rostul. Și Lupu o să facă ședințele acestea publice online. Nu, da. Să le facă cu oameni, să le facă cu oameni fizic acolo în sală și să vină și cetățeni, că e o ședință publică și oricine își poate exprima punctul de vedere acolo. Aflu acolo, văd în ședința respectivă, că acel proiect inițiat de primarul PNL Virgil Chițac obține doar 5 voturi de la consilierii PSD. Nici consilierii PNL nu-l votează, nici consilierii USR. Păi zic, stați puțin, că am târât partidul într-o mocirlă până la urmă. Ne-am făcut de râs. Da. Nu mai vorbim acum de interesul cui, al cui, ce se întâmplă acolo. Bă, dar ne facem de râs politic în Constanța. Băi, nu, că ne facem de râs că te duci și vorbești la televizor. Păi nu, da, voi aveți impresia că lumea e proastă, nu înțelege, nu vede ce se întâmplă. Da. Nu, realitatea nu este asta. Oamenii văd ceea ce se întâmplă. Vreau să te întreb dacă ai discutat între tine cu acest consilier, pentru că eu te-am urmărit la emisiuni și la Emil Tatu și la Alexandra Cucu, te-am urmărit și oamenii ăștia te-au întrebat cum au explicat consilierii faptul că s-au trezit votând singuri ei cu proiectul lui Chițac. Adrian, îi cunosc foarte bine și îi cunosc și tu da, pe oamenii. Da, e adevărat. Ăsta. Îi cunosc și tu pe oamenii ăștia. Sunt oameni de bună credință. Ți-a și rușine de rușinea lor, adică. Păi ce să-mi explici ăla, că... I s-a spus făcut cineva clar, cu degetul. Da. Ce să-mi zică săracul om? Că n-am nimic, înțeleg poziția și postura în care sunt. Că nu poate nu să zică că el s-a dus acolo ferm convins că face bine ceea ce nu, face. Dar eu o să spun ce nu înțeleg. Pentru că fiecare își asumă un compromis până la un punct. În momentul în care vezi, așa cum spui tu, că acești oameni au târât partidul într-o mocirlă, că tu deja ești expus personal
făcând niște compromisuri mai mari decât tine, mai mult decât poți duce, votând niște absurdități într-un context ăsta în care rămâi singur cu mâna pe sus la niște proiecte? Ala este, vezi, defectul și reversul medaliei, că stai acasă la tabletă. Că dacă erau în sală și vedeau că iar la PNL și la USR, nici măcar PNL-ul nu votează, nu votează proiectul inițiat de primarul lor, te repliezi, lași mânuța jos. Dacă când ești la tabletă, nu vezi ce se întâmplă la tableta celuilalt, că l-ai la casă. Am asistat la niște momente absolut penibile, Lucian Lungoci, în care întreba primarul Virgil Chițac, PSD-ul ce face? PSD-ul stă cu minte, șeful, cu minte, răspundea domnul Dede Perodin. Întrebarea mea este clară. În Constanța, în momentul ăsta, PSD-ul ăsta târât într-o mocirlă despre care vorbești tu, nu este, în niciun caz nu este în opoziție, ca să ne lămurim. Pentru că eu nu văd oameni... Ca și atitudine nu este. Faptic este, pentru că există o coaliție de guvernare locală cu primar PNL, viceprimar USR, da, viceprimar PNL. Da. Ei sunt aleși, acești viceprimari sunt aleși de o coaliție. Au semnat acolo un protocol. O alianță politică. Și da, dar în realitate proiectele lui Virgil Chițac sunt votate de consilierii PSD. Deci, faptic și ceea ce se întâmplă acolo sunt două lucruri total diferite. Problema e altă. Cu atitudinea asta, ca să le spun, și sunt supărați pe mine, cu atitudini de genul acesta, cu o lipsă de atac la tot ceea ce face prost administrația Virgil Chițac, și aici să, nu că sunt eu de la PSD sau că vreau să candidez la primăria municipiului Constanța, face prost ceea ce face municipiul Constanța administrația Virgil Chițac, cu toate astea, lipsa asta de atitudine, eu nu văd bună și cu un rezultat favorabil în 2024. Eu de-aia trag un semnal de alarmă și l-am mai spus, am mai găsit ocazii, că am găsit ședință și le-am transmis lucrul ăsta. Să nu uite, 6 ani de zile au tocat, au avut o candidatură ratată, a câștigat Decebal în 2016. Ei început să atacul de un an înainte. Da, așa au este. Pierdut în 2016, au continuat atacul zi de zi. Da. Au reușit în 2020, dar adevărat, atacând administrația Făgădău zi de zi. Administrație cu care se mândrește acum, fluturând cu toate proiectele. Întrebarea mea este alta. 1. Ai impresia că cineva își propune să câștige alegerile din 2024 în momentul ăsta? Pentru că există voci în târg care spun că acestui cuplu, Stroie-Dumitrache, îi este mult mai bine cu administrația Chițac, personal, altă discuție, decât era cu administrația Făgădău. Nu poți să te prezinți în 2024 pierzând, nu poți să te mai prezinți în fața propriului partid, pierzând alegerile în municipiul Constanța și la nivelul județului Constanța. Nu poți să te mai prezinți. Bine, dincolo de faptul că nu știu ce candidat, cât de prost ar trebui să fie candidatul ca să te duci mai jos decât PNL-ul care e în cap. Adică nu știu cam cum ai putea să le pierzi. Ce ar trebui să faci? Nu, că lucrurile nu sunt atât de tranșate din... Încă nu sunt tranșate. La nivel național mă refer. La nivel național. PSD-ul stă mult mai bine decât PNL-ul la momentul ăsta. Să ne uităm în Constanță. Facem așa o analiză rapidă, scurtă. Domnul Virgil Chițac se bucură de proiectele inițiate de fost administrație. Se bucură și pentru că nimeni nu-l trage de mânecă, nimeni de la PSD, dincolo de faptul că în afară de tine, și nu știu dacă mai auzi pe cineva să-i rostească numele lui Decebal Făgădău. Păi ce să spun, că ce mă doare cel mai tare, că din ce l-ai avut candidat s-a ajuns să dai vina pe el, că el din cauza lui s-au pierdut alegerile. Că rămâi așa și vezi, rămâi consternat cum evoluează discursul. A fost vinovat Decebal Făgădău, după ce s-a terminat cu Decebal, a rezolvat acolo organizație, vinovat prin județ Donțu, că de-aia s-au pierdut. Pomă vinovat și ăla de la Tineret, că a trebuit Mazili și Nicu Roșu de la Tineret, și ăla era vinovat cu Tineretul când s-au pierdut alegerile. Urmează să fiu și eu vinovat dacă în 2024 pe undeva scârție ceva, cu siguranță voi fi următorul vinovat. Acolo, în zona în care nu-ți mai convine, încep să fii vinovat. Și întrebarea e, cine povestea este alături de tine în povestea asta, Lucian Lungoci? Atâta vreme cât oamenii sunt obișnuiți să ridice mâna atunci când Felix Roy spune că trebuie să se ridice mâna și cum trebuie să se ridice mâna, simți că în partid există, nu știu dacă oameni dispuși să-și asume pe față voci o susținere a ta. Există voci, dar eu știu de ce sunt mulțumit, pentru că după fiecare reacție de asta mea, știi, mai ies eu, mai comentez, lucrurile încep, e că vin și, eu vin și reclam niște lucruri, public, ori că le-am spus doar la vreo ședință, ori că ies la vreun post TV. În săptămâna următoare sau săptămâna următoare încep să se repare lucrurile alea.
încep să se repare. Dacă discutăm de comunicare, de prezență cu oamenii, cu așa, încep să văd că se pun postări pe Facebook, că s-au dus, s-au discutat în parcuri cu oameni foarte bine. Foarte bună treaba asta. Asta am văzut dacă și recunosc, am rămas surprins. Dacă discutăm, dacă discutăm că încă nu avem candidat posibil 2, 3, 4 să începem. Aud că de vreo săptămână începe să se mișcă vreun sondaj, se mișcă un sondaj chiar două. Ei, se face PSD-ul sondaj în momentul ăsta? Aud așa, știi, la neoficial, neoficial aud că se fac, cred că sunt două deja, două în lucru. Se întâmplă în acest moment. Neoficial am auzit, pentru că nu mi-a comunicat nimeni oficial și știu că mi-au spus doi cunoscuți că au fost intervievați fizic pe stradă, nu pe telefon. Pentru primăria Constanța. Pentru primăria Constanța. Nu numai pentru primărie, pe Consiliul Local, pe mai multe. Un sondaj frumos. Deci începe să se miște treaba. Eu reclam că nu ne pregătim, începem să ne pregătim. Măcar cu mulțumirea asta trăiesc. Pentru că este inadmisibil. Dacă nu ne mișcăm în 2024 trebuie recâștigată primăria municipiului Constanța și președinția Consiliului Județean Constanța. Obligatoriu. Trebuie recâștigate. Pentru că avem culoarul, dar trebuie să știm să ne mișcăm. Eu asta reclam. Când văd în presă că jurnaliști, că ziariști spun de întâlnirea și s-au mai discutat, s-au perfectat condițiile coaliției la nivel de județ. S-a întâlnit conducerea organizației PNL cu organizația PSD. Mă, și citesc, bă, a greșit ăla săracul acolo, că eu știu că nu e nicio coaliție. Doamna Adrian, eu sunt secretarul organizației județene. Orice coaliție de asta așa trebuie să treacă prin biroul ăla pe acolo. Teoretic. Să ridice lumea mâna. Da, dar una neoficială. O coaliție... Bun. Și zic, bă, jurnalistul a avut o exprimare nefericită. Zic, nu cred că e nicio coaliție, ce naiba, că știam și eu de ea dacă era. Ieri, zile trecute, văd pe domnul Lupu foarte supărat și îi spune că nu se respectă termenii coaliției. Păi zic, stai puțin, că zic, ăla, am crezut că a greșit jurnalistul, dar îl văd pe ăla care e președinte de Consiliul Județean și vorbește și el de coaliție. Era supărat pe domnul președinte spre Flix, că nu respectă termenii coaliției. O să citez puțin, de pe replică, a dat un interviu, Mihai Lupu, și spune așa, pac, 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 să găsim exact ce spune despre Felix Stroie. Pentru că a făcut niște declarații. Îmi dau seama din ce în ce mai mult că una declarăm și alta facem în cadrul Consiliului Județean. Eu nu cred că putem să ne numim coaliție. Aici am rămas, eu zic, m-a greșit jurnalistul, dar acum o spune un politic. O spune omul. Omul politic, da? O spune. În condițiile în care noi avem niște proiecte comune, niște bugete pe care le convenim, niște transformări ale județului și să spui declarativ că ești de acord cu ele și după aceea să te duci în Consiliul Județean și să nu le mai votezi. Ori sunt mințit și dus cu preșul, ceea ce nu e în regulă, și-a dat seama vai acum. Domnul Lupu, zău așa, așa, ori consilierii nu mai ascultă de președinte, adică domnul Felix Stroie, și nu e în regulă. Am avut discuția foarte clară cu dumnealui pe aceste proiecte și a spus că nu va fi niciun fel de problemă. I-am trimis lui Felix Stroie, după ședință, un mesaj la care nu mi-a răspuns. Vi-l și citesc. Cum au votat consilierii dumneavoastră? Noi am votat exact tot ce am convenit. Această situație este aceeași ca atunci când eram în opoziție unii cu alții. Deci e clar că acum nu mai sunt în opoziție unii cu alții. Da? Sau cel puțin asta era credința domnului Lupu după discuția cu Felix Stroie. Nu înțeleg ce fel de coaliție suntem dacă una spunem și alta facem. Îmi pare rău, dar dacă nu le reglăm, nu va fi în regulă. Și o să vorbesc și cu președintele. Mă duc la tăticul tău Ciolacu, măi Felix Stroie, da, pentru că urât, tu m-ai mințit. Sună și o să vorbesc urât. Și cu ceea ce am și făcut, spune. Este inadmisibil. Doamna Adrian, este inadmisibil. Președintele Consiliului Județean PNL, cred că e vicepreședinte în organizația județeană. Ok, reclamă el o neînțelegere. Îl pârăște pe Felix Stroie la asta, Ciolacu. Asta devine foarte interesant și urât așa, te-a pus să spui public că mă duc eu acolo, sun eu și te pârăsc, că nu ai un comportament ok. Da. Trecând peste lucrurile astea, oricum, domnul Lupu e pe linia lui, pe strada lui, joacă în alt film, eu vă spun, e indiferent de subiect. Am contactat și eu astăzi doi consilieri județeni să întreb, păi unde n-a votat PSD-ul? Ce proiecte de importanță majoră a județului a blocat PSD-ul? Ce, unde n-a votat PSD-ul în Consiliul Județean și l-a blocat pe Lupu? Voi explicați-mi și mie, că s-a plâns omul ăla la televizor, la ziar, acolo, da. La ziar.
Ei, na, nu le-a ieșit votul că au făcut ei la numirea de administrator la RAJDP. PNL-ul a votat cum a avut candidatul PSD-ului, PSD-ul nu i-a mai votat el. Aia a fost, zic, și mai sunt și alte proiecte de hotărâri unde n-a votat PSD-ul? Nu! Până la urmă, eu nu știu ce reclamă lupul, unde e deranjat, cu ce l-a supărat. Funcționează coaliția. Păi unde nu funcționează? Că i-a votat toate proiectele. Dar cum îți explici că membrii PSD-ului sunt reprezentanții primarului Virgil Chițac prin diferite consilii de administrație? Acolo, reprezentantul primarului, Virgil Chițac. Păi văzusem, cred că nu mai știu, dacă la NASA în studio văzusem un expert în administrație locală care spunea că e normal să se numească, să se pună pe funcții, să le se PSD? Dea ceva. Da. De la PSD? Domnul Cristi Pruiu, vă spun eu, este reprezentantul primarului Virgil Chițac în CSM, în Clubul Sportiv Municipal. Eu am crezut că e o întâmplare, eu am crezut sportiv, că este reprezentantul PSD-ului, în, nu reprezentantul primarului. Păi poate doar primarul poate să-și pune reprezentanți. Nu, restul sunt de la PNL, de la USR. Păi poate sunt tot ai primarului. Nu. Nu. Ai, sunt ai partidelor. Da, sunt ai partidelor. În cazul domnului Pruiu este fix al domnului primar. De ce nu sunați, nu-l chemați pe domnul președinte al organizației municipale să vă spună, să vă povestească? Asta e o ironie. Relație. Păi, nu e ironie. Păi l-ați văzut pe undeva pe Ion Dumitrache pe la vreo emisiune? Da. Îl vom vedea pe undeva? Pe domnul... Care, serios acum, din moment ce omul ăsta a ieșit din carapace de acolo și își propune să, e clar că își propune să conducă organizația asta municipală. Nu știm către ce, da? Pentru că nu este obligatoriu, e adevărat, dar firesc este ca cel care conduce organizația să meargă mai departe către niște alegeri, pentru că îl propulsează, îl scoate în față. Nu e obligatoriu, am spus, dar este o rampă. Este o rampă. Da. Ai niște pârghii, este o rampă, ai ocazia să ieși până atunci, apropo de pregătire pentru 2024. Păi pe cine am văzut eu de la PSD să iasă și să toace în continuu administrația Chițac și să spună, măi, Virgil Chițac, tot ce faci tu în orașul ăsta, toate proiectele tale sunt ale lui Decebal Făgădău și le faci prost. Adică nici măcar nu știi să le implementezi și să le ia la rând, unul câte unul. Eu n-am văzut pe nimeni de la PSD care să facă asta. Refuz să cred că va începe să iasă la emisiuni domnul Ion Dumitrache. Crezi că are aspirații politice? Nu cred. Și atunci? Nu cred. Nu cred. Este doar o chestie de control? Mai degrabă. Nu-l văd la câte lucrurile, nu-l văd la vreo greșeală de asta așa să-și dorească. Nu-și dorește să fie primar, să fie candidat, să și câștige primăria Constanța, să-l văd eu primar. La cât îl cunosc, nu. Stroie Felix și-ar fi dorit să iasă președinte de Consiliul Județean. Da, sunt probabil. Două tipologii diferite de oameni. De ce ești tu mai bun decât Ion Dumitrache? Pentru organizația municipală și pentru primăria Constanța. În primul rând, dânsul nu-și dorește. Eu, din punctul meu de vedere, nu-l văd să-și dorească să fie primarul. Nu, dar organizația municipală, hai să vorbim acum cu membrii. Cu organizația municipală PSD Constanța, da? De ce să fie condusă de Lucian Lungoci și nu de Ion Dumitrache? Eu cu siguranță n-aș fi dus în zona aceasta de derizoriu, într-o alianță așa pe față cu, de care începe să vorbească toată lumea, cu administrația locală PNL. Și din anul 2021 trebuia începută o, nu neapărat anticampanie, la un atac la adresa opoziție, sancționate greșelile pe care le face administrația Chițac. Trebuiau sancționate, trebuia făcută munca de opoziție. Revin că m-ai întrerupt acolo. Lucrurile nu sunt tranșate, este pentru 2024. Cine crede acum că Virgil Chițac este perdant, gata, s-a clarificat în 2024, nu are nicio șansă, se înșeală. Și îți explic de ce. Sunt proiectele acestea mari ale fostei administrații, ceea ce se vede la suprafață, discutăm de bulevarde, sala polivalentă care va fi gata, cazinou, ceea ce e pe dedesubt și discutăm de înlocuirea magistralilor de termoficare, lucru pe care îl condamna Chițac acum vreo 3 ani de zile, 2 ani, nu știu, când era el așa, pe la fiind în 2020 sau 2019, da, să căutăm Constanța, altfel postările, bulă, pe Decebal așa Făgădău, că se apucă să schimbă, să schimbe țevile, conductele. Deci sunt niște proiecte care vor fi finalizate. În 2024, oamenii vor circula frumos pe Bulevardul Lăpușneanu, vor circula frumos pe Ștefan cel Mare, pe Cuza Vodă, vor vedea clădirea finalizată, reabilitată la cazino, vor fi proiecte frumoase finalizate. Memoria colectivă e de scurtă durată. E ceea ce se întâmplă, ceea ce îți livrează acum, ceea ce ai primit acum.
Nu mai contează că sunt proiectele fostului primar Decebal Făgădău. Nici vor aduce, nici măcar nici nu vor aduce aminte. Lucrul ăsta. Așa este. Nu mai contează și vă fac așa în oglindă. Păi îl văd pe Lupu cum iese și spune el a scos regia din insolvență. Te cruciști pentru unul care știe de regia județeană de drumuri și poduri. El a venit și a scos-o din insolvență. Am și spus că cei care comentează pe subiectul ăsta ar trebui să o lase mai moale. Te cruciști când auzi lucrurile astea. Dar lași în pace să vorbească, să trăiască în bula lui acolo, în ceea ce zice omul, ce gândește. Deci, vedeți, lumea ascultă, privește niște lucruri și înțelege ceea ce îi se livrează atunci. În 2024, multe lucruri vor fi multe. Acele proiecte inițiate de ceva făcut. Ai vorbit de sala polivalentă, care cred că va fi gata până în 2024. Nu numai, s-ar putea să se apuce și de demolarea stadionului și să pună acolo măcar ceva la fundație pentru stadionul nou. Deci da? În 2024, primarul în funcție va livra ceva constanțenilor. Palpabil. Concret. Așa este. Oricând te duci la urnă, la vot, bă, cum omul a făcut, mă. Degeaba îl critică. Va livra, nu știu dacă va fi în stare, că încă o dată, eu revin la ce am spus, care omul ăsta, da, dar între timp umblă vorba prin târg, așa că între timp echipele astea pleacă și că inclusiv ăștia de pe Ștefan cel Mare și-au strâns bagajele și-au plecat. Deci nu știm dacă livrează, dar mă rog, el încearcă să livreze. Cert e că bătălia pentru 2024 nu este una simplă. Nu. Eu să le spun la partid. Deloc. Asta le spun la partid, că opoziția, munca de opoziție, activitatea de opoziție trebuia începută. Trebuia începută construcția în jurul unuia sau doi, trei potențial candidați trebuie începută. Nu poți să te culci așa pe ureche. Lucrurile merg, se rostogolesc ușor, 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 ajungem în 2024. Stai mă repede să găsim un candidat să-l punem acolo. Să poate candidează domnul Străie. Să candidez. Apropo de ce ai spus mai devreme, că e o altă tipologie. Poate altă domnul Stroie, pe o conjunctură din asta foarte favorabilă PSD-ului, în care va simți că are posibilitatea, se vor organiza toate alegerile în același an, da. Dar omul poate foarte bine să vină, să candideze pentru primărie, da? Să-l pună și pe Ion Dumitrache, de exemplu, acolo pe lista de consilieri și să-l aibă viceprimar ulterior și să facă echipă la primărie, Felix Stroie, Ion Dumitrache, nu? Primar și viceprimar, echipa așa cum fac și acum la partid, și pe o garanție din asta destul de solidă pe un PNL dus în cap la nivel național și local, mă refer, și un PSD pe cai mari, să candideze și să avem un primar Felix Stroie și un viceprimar Ion Dumitrache. Mulțumesc. E imposibil? Dacă legile fizicii nu o interzic, este posibil. Legile fizicii în universul ăsta nu interzic lucrul ăsta. Da, este posibil. Dacă noi ne vom întâlni oricum până la sfârșitul anului, pentru că problema. Mai devreme sau mai târziu oamenii ăștia trebuie să organizeze alegeri. Știi ce? Din ceea ce facem și ceea ce acționăm zi de zi, până la urmă e important ce Dumnezeu rămâne în spate. Uite, prin chestiile astea, aparițiile astea și noi discutăm. Eu spun că noi modificăm în bine comportamentul lor. Se uită, ei au oameni care analizează, bă, cine a criticat la aia, hai să o reparăm, că este nebunul iar la televizor și vorbește de noi. Măcar lucrul ăsta și o să mulțumim că se întâmplă. Dar m-ar durea enorm de mult ca în 2000, repet, în 2020, indiferent cine va fi candidat, că o să fiu eu, că o să fie George Fișanu, Săuțeanu, Dumitrache, să candideze cine vrea. PSD Constanța trebuie să recâștige primăria municipiului Constanța, cea mai mare primărie din județ, și Consiliul Județean Constanța. Ori pentru asta trebuie pornite și turate motoare la maxim în municipiul Constanța, și aici revenim la discuția de ce el și nu eu, sau de ce eu și nu el, da? Da? Că aici, dar până la urmă nu eu, să se ducă domnul Vișan, să ducă Răsăuțeanu. Să iasă unul care să alerge. Vișan, nu știu, și alerge, Răsăuțeanu, păi de ce? Că Vișan a fost atâția ani secretarul organizației, nu? A fost și Vișan și Răsăuțeanu, au fost oameni de bază, lângă Decebal Făgădău, oameni cunoscuți de organizație. Nu-i văd pe oamenii ăștia cu vreo dorință de a fac penitență? Nu știu. Pentru că au fost oamenii de lângă Decebal Făgădău? Nu, pentru că li s-a insuflat așa și lor că Decebal nu iubea și nu-i aprecia. Se joacă frumos, se joacă inteligent, se joacă... E o mare artă așa să dezbini, să-i pui cap în cap pe toți, să-ți așezi piesele pe tablă și să începi. E mare, e o mare artă. Din punctul ăsta de vedere, toată admirația pentru acești oameni. Da, o lucrează foarte bine. Dintr-o dată, oameni cu care, uite, cu George,
N-am avut de împărțit nimic, ani de zile, nicio poveste. Uh-huh. Eu i-am luat locul. Eu i-am luat locul de deputat, el trebuia să fie deputat, eu i-am luat locul. Da, e o artă să știi să pui oamenii, să nu, să faci... E ușor așa, discutând cu ei, inoculând niște chestii ușor, ușor, să-i creezi un mediu în care oamenii să nu se alieze niciodată. E mare lucru. De asta am și spus. Nu este vina lor, pentru că s-au dovedit până acum mai... strategi? Da, da, da. Foarte buni strategi. Știu eu, parșivi de multe ori în manipularea asta, pentru că au jucat un joc și l-au câștigat până acum. Corect, jos pălăria, și e o chestie machiavelică, frumos. Copul scuză mijloacele. Vrei să câștigi puterea, vrei să ți-o menții, vrei să stai acolo? Ai niște mijloacele, scuzi până la urmă, sunt scuzabile până la urmă. Ți-ai atins obiectivul. Eu îți urez să ai puterea să aduni în jurul tău oameni. Care, eu am putere, ei să aibă curajul. Care să nu se miște atât de rău la prima vorbă suflată așa la ureche, așa cum povesteai mai devreme, dar oameni pe care îi cunoști aproape de viață, alături de care ai făcut campanii grele, alături de care ai împărțit de multe ori un sandwich, da? Corect? Ce spun? Da. Care au stat cu tine, care au băut o cafea din aceeași ceașcă, poate de multe ori, și care dintr-o dată nu am nici cea mai mică problemă în a se da la o parte și în a te evita sau în a-ți da bloc pe telefon. Da? Pentru că mai sunt și situații de-astea. Mult succes! Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Suntem onorați, ne vedem. Da, pentru că, repet, aștept cu interes, suntem în iulie. Cât o mai pot lungi? Dar nu e niciun capăt de țară că, la un moment dat trebuie că să fac alegeri. O să fie sau nu o să fie lungoși, că nu o să mai fie nimic în 2024. Uite-te la Câțu. Câțu a avut, nu știu, pe tavă, așa, tot ce se putea da în țara asta, până nu era președintele României. I s-a dat. Da, a fost acolo. Ușor, 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 nu că a ajuns pe rândul 1, 2, 3, a ajuns așa la drumul ăla spre toaletă, pe acolo, pe la margine. Și nu e nicio tragedie. Nu e nicio poveste în politică, dacă înțelegem lucrul ăsta. În momentul când ai ajuns într-o poziție, știi că la fel de bine cum ai ajuns, la fel de bine vei pleca de acolo. Nu e nicio tragedie. Că în 2024, Lungoș Lucian aici de față, nu o să fie, nu-l pune Stroie candidat, sau nu-l pune nu știu cine, nu știu unde. Nu este, asta este, nicio problemă. Măcar, aici revii. Păi ce ai făcut? Ai încercat, ai reușit măcar să... Dacă n-ai reușit să intri pe pozițiile respective, prin ceea ce ai spus, ai modificat în bine comportamentul unor oameni, măcar atât și e mare lucru. Ceea ce mă doare cel mai tare, ca în 2024, colegii mei din județ, numai din Constanța, să nu trăiască iarăși marea dezamăgire, atunci va fi marea dezamăgire în 2024, să vadă pierdute poveștile astea iarăși în Constanța. Să vadă vândute poveștile astea iarăși în Constanța. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noastră, o seară bună în continuare, la revedere!